Resurse necesare pentru atingerea unui scop. O resursă pentru clasa a 8-a. Pentru realizarea unui scop, adică a unei ținte pe care urmărim să o atingem prin acțiunile noastre, este nevoie de o serie de resurse. Resursele însă sunt întotdeauna limitate. Din acest motiv, deciziile pe care le iau oamenii în legătură cu consumul trebuie să fie raționale. Resursele pe care le putem folosi în atingerea scopului nostru sunt resurse umane, resurse financiare, resurse informaționale, resurse materiale, precum și resurse de timp. Resursele umane sunt reprezentate de persoanele care contribuie la atingerea scopurilor, ca de exemplu scopuri de carieră, de performanță, în domenii de activitate, cum ar fi admiterea la liceu. Din această categorie fac parte și resursele personale, care se referă la trăsăturile de caracter, voință, încredere, creativitate, echilibru. Resursele umane influențează capacitatea de adaptare a persoanelor, a familiilor, la problemele vieții cărora în mod rațional trebuie să le facă față. Resursele materiale sunt resurse elementare, precum o locuință adecvată nevoilor unei familii, posesia unui autoturism. Calitatea acestor resurse, gradul lor de modernitate, de adaptare la evoluția tehnologică, sunt criterii care conturează calitatea vieții unei persoane sau a unei familii. Resursele financiare se referă la totalitatea veniturilor, indiferent de sursele din care acestea provin: salarii, pensii, dobânzi, chirii, etc. Cuantumul resurselor financiare, gradul lor de stabilitate, posibilitățile de accesare a unor venituri atunci când este nevoie, oferă un anumit nivel de bunăstare persoanei sau întregii familii. Resursele financiare contribuie la asigurarea celorlalte resurse. Resursele informaționale au devenit indispensabile în societatea contemporană, indiferent de domeniul în care se dorește atingerea unui scop. Nivelul cunoștințelor asimilate, accesul la toate sursele de informare și de comunicare, cărți, ziare, reviste, televiziune prin cablu, telefon mobil, internet, etc., prezența în spațiu de locuit a aparaturii necesare, contribuie la pregătirea profesională și conectarea permanentă la toate elementele de noutate, permițind astfel atingerea mai rapidă și facilă a scopului propus. Resursele de timp sunt de asemenea foarte importante, deoarece orice scop necesită un anumit timp în care poate fi realizat. Timpul trebuie foarte bine estimat, astfel încât să fie evitat riscul nerealizării la termen a rezultatului final. Măsura în care fiecare dintre resurse contribuie la atingerea unui scop depinde în primul rând de domeniul vizat: educație, carieră, afaceri, artă, sport, timp liber, etc. Este timpul să aplicăm ce am învățat. Oferă exemple de resurse necesare pentru a realiza fiecare acțiune menționată în tabelul următor. Adăugați încă o acțiune pe care doriți să o realizați. O resursă educațională elaborată în cadrul proiectului CRED.